ziua, stimați telespectatori, și bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Fabricat în Bistrița Năsăud. O emisiune care face parte dintr-o campanie inițiată de ASTV, care dorește să promoveze cele mai importante firme din județ. Astăzi vom face profilul firmei Secer Rombat S.A., principalul producător de baterii auto din România. Director, spuneți-ne, când s-a înființat firma Rombat S.A.? Firma Rombat S.A. s-a înființat în 1980. Pe vremea aceea făcea parte din combinatul industrial construcții de mașini, după aceea din fosta firmă Proeb și, practic, din 1991 suntem Rombat S.A. Câți acționari are firma în momentul de față? Nu vă pot da un număr exact al acționarilor, dar de ordinul sutelor. În ce an a fost privatizată această firmă? Din câte am aflat, în 1980 firma era de stat, nu era o firmă privată. Deci firma a fost privatizată între anii 1994-1996. Suntem total privați din februarie 1996. Pe lângă firma de la Bistrița, mai dețineți și alte puncte de lucru? Da, mai deținem un punct de lucru la Copșa Mică, unde avem o capacitate de recuperare plumb și polipropilenă din baterii deșeu. Vă rog să spuneți pentru telespectatorii noștri care nu știu cu ce se ocupă firma dumneavoastră, care este principalul obiect de activitate al firmei Rombat S.A.? Principalul obiect de activitate al firmei Rombat S.A. este producția de acumulatoare acide cu plumb. Baterii auto, o gamă foarte largă, de la baterii 12-33 amperoră până la 12-225 amperoră. Până în momentul de față, vă mai ocupați și cu alte lucruri în afară? Aveți și alte obiecte de activitate pe lângă construcția de baterii auto? Da, am menționat deja un obiect de activitate, reciclarea bateriilor deșeu. Avem și comerț, materiale de construcție și, sigur, sunt și obiecte de activitate secundare în interiorul fabricii de acumulatoare, cum ar fi confecția de scule sau chiar utilaje. Foarte mulți oameni cred despre firma dumneavoastră că este o firmă care poluează. Ați luat măsuri în vederea prevenirii poluării? Nu o să fiu de acord cu dumneavoastră, cu foarte mulți oameni sunt de părere că poluează. Eu cred că sunt unii oameni care sunt mai puțin documentați despre Rombat în ce privește poluarea. Vreau să vă spun că Rombat are un management al protecției mediului certificat în acord cu ISO 14001 din anul 2000. Am fost a patra firmă din țară care am avut un asemenea management al mediului. După aceea nu am avut incidente de mediu. Am fost monitorizați în secret de Agenția de Protecție a Mediului și rezultatele au fost bune. Avem un nume bun în țară în ce privește protecția mediului, în sensul că ne ocupăm de colectarea și reciclarea bateriilor deșeu, care este
o activitate foarte benefică pentru mediu. Deci aș putea să spun că avem un nume bun în ce privește protecția mediului și nu un nume rău, așa cum ați menționat la început. Nu doream să menționez că ați avea un nume rău. Am luat doar câteva interviuri pe stradă și mulți oameni, erau destul de mulți cei care credeau acest lucru, deși noi am fost cu o zi înainte și am făcut filmări în firma dumneavoastră și am observat că acest lucru nu se întâmplă la dumneavoastră în firmă. Spuneți-ne, ce proiecte aveți pentru viitorul firmei Rombat? Avem proiecte de dezvoltare în sensul că dorim să mărim capacitatea firmei. În același timp vrem să producem și alte tipuri de baterii, acide cu plumb, baterii moderne sau avansate, baterii acide cu plumb. După aceea dorim să dezvoltăm capacitatea de recuperare plumb de la copșa mică, în sensul măririi capacității și în același timp a avea o capacitate foarte modernă din punct de vedere ecologic. Și în ultimul timp suntem preocupați și de producția de energie electrică microhidrocentrale. Rombat Bistrița este cel mai mare producător român de baterii. Firma produce 5 mărci de baterii destinate automobilelor, autocamioanelor și locomotivelor. Lider pe piața românească de baterii.